Și hai să vedem, domne, ce e cu acest Selene Research Facility. Bam! Ia uite, topește gheața. Și jos, bineînțeles. Gata, tati, și-a dispărut în neant. Și acum am făcut rost de data trecută de Selene Q. Selene. Nu prea vreau să zic așa, că parcă sună mai șmecher în engleză. Selene Q de la, cum se numește, mă, observatorul ăla. Hai să vedem. Ia, mă, ce cheie. Băi, am făcut o poză mai devreme. Sper să fi fost și bună. Scoate sulița, că cine știe ce sare pe mine. Aolo. Bă, ceva roșu deja nu-mi place. What the... Warning. Reactor malfunction. Insert control rods. E bine, mă. Avem o notiță, ia să ascultăm. I am called Sparrow. Whoever finds this know that I held humanity's interest first. Always. I was sent to Selene alongside two colleagues, one of which I discovered was a mole by the investors. Had Owl been allowed to come to Selene, the knowledge of this unlimited green energy would have been monopolized by the same people who caused this mess to begin with. The other colleague I left behind. I did not trust you, Kaku. I couldn't. It was too much of a risk. I hope you will forgive me. Ok, deci încă o legătură de personaje. Sparrow este unul dintre cele trei personaje de care am auzit prima dată aici la Radio Tower, de care nu o să mai cer să citesc numele ăsta. Practic vorbea că de ce l-a lăsat în spate, zice ea că n-a avut încredere în el și de bufniță, nu mai, n-am înțeles foarte bine ce a zis. Mă, dar totuși îmi lipsește ceva aici, cred, nu știu. Ok, și deci zicea ceva de energia verde din locația asta. Deci, deci avem trei locuri unde e plin de radiații. În Cryo Chamber 1, în Cryo Chamber, în Tunnels și până și aici la Selene e cu radiații. Deci și aici. Apoi mai avem ce mă la Moontown. Moontown scrie, da? Și Heather Station. Heather. Nu, Heather. Heather. Nu, că nu e. E H-E-A-T, gen hit. Doar că nu e Heather. Las-o așa. Și avem reactorul, laborator 2, costum antiradiații, du-te naibii. What? Ce pui mei? What? M-a lăsat masca. Atapusi. Ce? Și bineînțeles că acum cântăși muzica aia happy din Raft. Requires one, ce mă? One control rod. Door is locked from the other side. Și bun, deci trebuie să mă duc până laborator 2 de primă fază. Bun, atunci în cazul ăsta... Yeah. A. Mamă, și am timer. Bun, deci la fel, cred că reactorul requires one reactor key. Bun, în cazul ăsta... Mai dăm încă o dată. Aolo, mai dăm încă o dată. Nu se vede nimic. Când o să fiu la un sfert, mă întorc. RB. Ia. Aolo, îmi trebuie un cod în două. Și câte astfel de coduri mi-ar trebui? Văd acolo. Căi. RBQI. Ai da, mama mea. Mamă, ce bun era chimia acum. Bro, cred că e de chimie, cred, nu sigur. Mai chiar există calciu. Da, cred că trebuie să mă uit, cred că trebuie să mă interesez ceva. PM. Mamă.
Ia de aici puzzle, bun, stai, că mor aici. Hai să mă întorc un pic până sus. Și întrebi mie să-mi dau seama cum ar trebui să... Cred că de prima fază mă duc să văd care sunt postele pe pereți pentru simbolurile chimice. Și efectiv, da, mi se dă jos automat. Și după aia, practic, cred că le fac niște screenshot-uri, habar n-am. Acum, cum să fac eu asta? Să-mi pun pe al doilea monitor toate pozele, să le îmbin sau ceva? Sau eventual să-mi iau... Dar nu, că dacă e așa, mi-au spoiler, deci nu încă. Hai să văd eu pe al doilea monitor. RB, care ar trebui să fie 37. 37. Bun. Mamă, și astea au timer. Bun, deci RB e 37. Aici QI. QI, găsim eu ceva cu QI. Calciu. Sau e CL? Ok, deci ăsta e 17. 37. Am zis. 17. Și ultimul e PM. 61. Bun, stai să mai facem încă o fază. Deci hai prima dată în camera asta. Cam direct pe ecran. 6-1. Apoi aici 17. Și în partea altă 37, parcă am zis, nu? Sper. 37. Bun, și acum nu știu ce s-a întâmplat. Oh, s-a deschis acolo, stai că revenim. Uite, în ban. Bine că l-am văzut. What? Stai, cum arăt? Bă, măcar mi se mai vede fața. Bă, sper asta să nu crească nivelul de radiații și să mi se ducă mai repede timerul aia, mă rog. Sper din tot sufletul. Mai jos. What? Aici nu mai fie radiații, oare? Cred că da. Oare? În partea asta nu. Mă, sper că da. Ok. Ce-am luat, mă? Control rod. Oh! Mhm. Stai așa, că văzusem niște crate-uri aici. Bun. Și o ușă. Și asta nu pot să deschid, nu. Mamă, alt hazmat și să presupun că și aici sunt radiații sau ceva, nu? A, trebuie să mă pun partea ilaltă. Ai de capul meu. Da. Alt puzzle presupun că o să fie și aici. Și aici trebuie să vin pe scară în jos. Man. Mai cu țevi. O valvă. Pe Jean-Jean. Cât sunt, mă? Mai era unul. Bun, hai o leacă până afară. Ce este mai dușma afară? Bă, măcar mor de-n 3 bucăți. Lăsați-mă un pic. Hai pe lăsă. Bine că am o suliță în plus. Vreau și, bă, chiar vreau să las sulița asta. Ah. Ce mai trebuie, mă? Iar nu are apă. Mai am 4 sucuri. Sper să-mi ajungă, că n-am chef să mă mai întorc. Mata, măcar să nu mă mai aștept un păianj în jos aici. Dar tot o să se spawneze în continuu și în continuu. Mamă. Ai de capul meu. Eu acum fac progresul. Gen de pe cursor, nu pe cursor, de pe aia mea, ținta mea. Și asta a fost? Am scăpat radiațiile de acolo? Sper. Ok, încă un control rod. A, mi s-a umplut de păianjen pe acolo, hai mă frate. Aba nu, sunt mai jos și acolo e cu păianjen, aha. Gen ce văzusem eu de sus, înțeles. Și
Și am ajuns la, laboratorul 1. Hold to rotate smoothly. Nu-mi place. Use. Încă nu. Hai să nu use încă. Și acum nu pot să intru încă. Înțeles. Păi și stai. R. Mamă, oglinzi. Nu-mi spune că e un puzzle cu oglinzi, dar nu văd. Și bun, deci stai. Nu mai încolo un pic. Aproape. Oh! Bun, deci bine că nu m-am băgat în laserul ăsta. Că e un laser gen... Ai mă, și pe bune că nu mai pot să-l dezactivez. E un laser gen nu doar infraroșu. E un laser care mă omoară. Mamă, iară, mă, iară. Iară cu radiații. Să presupun că o să fie și pe Jean Jean. E imposibil să nu fie pe Jean Jean pe aici. Hold, rotate, smoothly. Aia mai îmi trebuie mie acum. Și de unde trebuie să... Care e punctul de început? Ok, deci ăla în aia. Asta trebuie să ducă în aia. Să-i dau eu drumul direct. O să mă încurce dacă îi dau drumul acum. Pot să-l opresc măcar? Nu mai pot să-l opresc. Pot să sar peste? Bun. Nu știu dacă îmi dă damage. N-am nici cea mai vagă idee. Da, am aflat. Mamă, și aici am două variante. Ok, încă nu. Bun, hai să nu-mi risc spatele. Bun, deci din asta cred că trebuie să fac cumva încât să o lovească pe aia bun și din aia pot să dau în aia-laltă, în aia gen, și de acolo ce trebuie să mai fac? Nu, îmi dau seama să-mi bat picioarele. Oh. No. Aproape, aproape. Oh, s-a deschis. Și aici e safe sau... Am luat încă un control rod, bun. Eu sper că e safe aici, sper că nu mă moare ceva. Nu, dar vreau să aud și vreau să ascultăm notița asta. The Celine facility was built for one purpose. Master and perfect the experimental reactors used to power the floating cities. No easy task, but it has been done. In theory. Yet, we do not have the people to construct anything but a basic prototype. It can be built for real, I know it! We just need more people. There's a place where the rafters live in peace with any survivors of the old world. They call it Utopia. Maybe there we can begin to reverse the damage we've done. But we received a message from them yesterday. One of the investors has taken control of the community, Olof Wilkstrom. I fear his intentions with this potential haven. Da. Un nume care nu prea vrem să-l aud cât mai curând din nou. Că dacă vine vorba de Olof, e clar că s-a dus acolo cu, cum se numește, cu șobolanii lui și cam a luat controlul, probabil, sau ceva. Bun, deci, șmecher. Un reactor rod. Mamă, iau-te pe engine-ii, mamă, știi cât sunt. Stai, chiar mor, acum mor de foame, dă și mie supa asta stricată. Bam, ce mai am să-mi dai de mâncare? Dă-mi pasta, că e doar una la număr. Dăm și beetroot-ul ăsta. Dăm și cartofii.
mașina așa, așa cum bagă. Oh, se întâmplă ceva jos oare sau? Și ce am făcut? Acum, oh, acum pot să interacționez aici. Control rods in place. Cooling process is ready. What? Și am primit pick-up reactor key. Da, și acum pot să intru aici și să mă duc jos, să presupun. Trebuie să mă bat cu... Mă, dar nu-s păianjeni. Ce sunt? Sunt altceva mutant. Hai să vedem ce mă mai așteaptă și aici. Oare tot cu radiații mea? Un ban. Da, tot cu radiații. Bineînțeles. Bă, singura nemulțumire pe care o am până acum cu ciorfii ăștia. Mamă, îmi dau mâncare. Îmi dau carne. Nu știu de ce aș vrea să mănânc eu carne dintr-un panigen de ăsta mutant, dar... Așa, singura nemulțumire care o am eu până acum, că nu s-au chinit și să mai găsesc încă un sunet pentru păienjii niște ce ori fie ei, adică au fix sunetul șobolanilor. O să trebuiască să țin cont de asta când o să dăm verdictul de la toată locația asta. What? Ah, s-au pus gen... s-au ascuns. Cu trei deodată. Hai mă. Care mai e viu? Hai mă, nu-l nimeresc. Îmi bag ceva în el. Așa. Nu că mor. Unde e ușa? Unde e ușa? Stai că vine și el. Nu mă lasă și cu mine să trăiesc un pic. M-am luptat cu 4 odată. Pe lângă asta e nasol că nu văd. Mamă, mi s-a spart surița. Dau cu maceta, cu ce dau? Maceta e nasol că dă încet rău. Totuși, cred că văd că le dau, da, le dau din două bucăți. Nu, no, se spawnează în continuu, n-am. Ok, se păstrează măcar. Bun, deci asta a fost una dintre roduri. Good. Dă-te mă din calea mea. Hai, care? Păi am luat-o. Ba nu. Asta e ultima, fix asta de lângă ușă. Bun. Te scap de asta, că o să vină. Haide. Bagă, dă-i. Ce se întâmplă? Ah, ce sec, au dispărut toate radiațiile, să mor eu. Ei, am stabilizat reactorul. S-a deschis o ușă. S-a deschis o ușie. Către... un ban. What? Ce e aici? Ce mama naibii se întâmplă? Bun, hai că vreau să-mi expire un picuț costumul ăsta, să fac și o poză. Am ajuns la criostază, unde ne am ajuns? Blueprint pentru Electric Smelter, în sfârșit. Și o notiță. Utopia. Deja? Use. Pot să-i dau use la ăsta și mai pot să-mi dau use la... Să putem? Deci mie încă o... Ba nu, îmi trebuie apă. Bagă și mie un suc. Pot să dau interact cu ăla decât... Da, doar cu ăla și e notița către Utopia. Pick up crate. New note added.
Și am găsit coordonatele către Utopia. Zici tu mie. Y. Mhm. Doar că știi care e chestia? Îmi lipsește o notiță. Ah, ce face asta? What, ce? Good morning. You're not... Oh, I get it. They left me here. Wow. Thanks for waking me up. Long-term cryosleep can result in a number of issues. So, you got room for a bioengineer? I swear, it's actually practical. Great! That's very nice of you. I'll do my best. Mamă, ce m-a speriat, bă, aolo! Nu știam ce s-a întâmplat și după aia, în secunda de mi-am dat seama, stai bă, că ăsta e ultimul caracter. Deci cum se întâmplă aia? E el băgat acolo, dar nu l-am văzut. Ce tâmpenie! Da, bun, până știi bine el acolo așa ca ținut, nu mai sunt aici. Am primit achievement. All aboard, unlock all playable characters. Da, deci cum am spus și data trecută, da, cu data trecută, cu multe de cred că nu mai țin de când am spus, că... Cum se numește, mă? Că-mi scapă, E odată cam la două locații, gen, am avut un caracter, nu, Y, am avut un caracter la Radio Tower, apoi la Balboa, apoi la Tangaroa și acum din nou la Temperance. Aha. Și acum îi urmează Utopia, zici tu mie. Da, până la Utopia asta. Da, deci nu mai pot să fac nimic. Aici l-am trezit pe ăsta de morți. Mă rog, din somnul, din criostază. Și acum, cum ies eu de aici? Da. Dar totuși mai avem încă două locații unde am putea să mergem. Și acolo ce e? Am fost aici? Dacă am trecut pe lângă și am văzut asta, da, gen reactorul. Corect. Dar știi care e problema? N-am primit Temperance istorie, deci în cazul ăsta încă nu am scăpat de locația asta, trebuie să mai caut. Încă o scrisoare a unuia care cred eu că se află, având în vedere că am practic pagina asta deja plină, ar trebui cred că să se afle aici. Și dacă e aici, e fix înainte de primele pagini. Acum nu știu dacă se află acolo sau acolo. Ar trebui să, o să vreau să merg și în astea imediat. Sau dacă se află ceva acolo sau se află din nou la observatorul ăla, nu știu. Și acum hai să vedem mâncația și ce se află aici jos, că de când mi-a tot dat iz așa că se află ceva aici. Să presupun că tot o să fie ceva cu care să mă bat, nu? E doar un depozit gen cu iteme pentru mine? Gen rewarding sau e ceva gen periculos? Să fie doar așa un loc de ăsta rewarding, gen uite bă, ai completat zona, felicitări, îți dăm o grămadă de iteme. Ok, atunci hai și până în orașul ăla de igluuri, domuri. El teoretic e, cum se numește, e numit pe wiki ca fiind Igloo Town sau ceva gen. Așa că să nu vă aud. E igluuri chiar dacă sunt niște domuri de sticlă. Știu ce e la un igloo, dar na. Arată ca niște igluuri, hai să zicem. Mai am jumătate de inventar, să sper că o să-mi ajungă. Și asta e absolut tot și cu camerele gen rewarding, ia. Am găsit o bubă. Văd apa. Da, deci există și un achievement cu așa ceva. Bun. Și acum pentru că, nu știu, să-mi fie milă de el, hai că nu mi-e milă de el. Trebuie să arunc eu un ochi să vedem unde, mă rog, hai să mă uit o prima dată, de prima fază, eu cu proprii mei ochi să văd dacă am ratat ceva. La observatorul ăla, că poate am ratat ceva. Vezi, doamne. Da, deci aici undeva ar trebui să fie o scrisorică pe care eu am ratat-o. Mă, deci cât de chior să fii? Era fix aici, la intrare, la poartă, la observator. De câte ori am spus până acum în fiecare episod, mă, fii mai atent, mă, că să fie acolo așa, să nu ratezi o foaie de genul ăsta. Da. Hai să ascultăm ce să zic, chiar dacă o să fie lame, pentru că deja am aflat tot povestea de la locația asta. Asta este. I've already lost Miranda. I will not lose you too, Henry.
The two of us have followed a signal far south. I know it's from my sister. There's no doubt. Henry is skeptical. He thinks the cold will be dangerous. I'm more scared of whatever's out there in the snowstorm. Da. Ei bine, și asta a fost și ultima, rău, prima scrisoare. Ce și mi-a scris vedea acolo? Da. Cum a spus, bă, știi momentul în care ești idiot. Mamă, și te gândești că asta trebuia să o fi găsit de mult, prima foaie. Dar și cu ocazia asta n-am mai spus că am făcut și achievement-ul și da, l-am făcut. Chiar aia era ultima foaie. Da, asta a fost și cu Temperance, care încă n-am aflat ce ar trebui să însemne cuvântul ăsta. O locație destul de bună. Poate ar trebui să discutăm asta, dar abia după ce... Te rog... Pune-te pe picioare. Mulțumesc. Unde? Nu, după asta, mai încolo un pic. Așa, deci să discutăm despre locația de story de-abia după ce nu o să mai vâjui asta în urechile mele și ale voastre, probabil. Și ca să facem și achievement! Unde s-a dus, mă? Oh, s-a dus la fund. Aoleu, ce mi-a spart urechile acolo. Nu-l văd. Da, s-a dus la fund. Săracul meu snowmobil. L-am botezat jet ski, cred că de 30 de ori. Da, deci Temperance. E o locație de story. Comparativ cu altele, ai spune că e mai sărăcăcioasă, dar decât totuși, deci comparativ, hai să zicem așa, mărimea, ca și mărime gen de locație, distanță, prostii între locații unde poți să găsești obiecte și mai știu eu ce, e cred că cam aceeași ca și la Tangaroa. Doar că diferența face că Tangaroa a fost foarte prost construită din motiv că trebuia să te plimbi foarte mult sus, jos, prin blocuri, du-te pe acolo, întoarce-te, fă, drege, nu știu ce. Aia parcă zic că nu mi-a plăcut așa de mult Tangaroa față de locația asta, deși totuși ambele sunt foarte mari. Doar că totuși diferența o face că aici au și avut ideea de a adăuga snowmobilurile, cu care poți să te plimbi foarte ușor de acolo-colo, ceea ce e, te scapă de o grămadă de timp. Dacă chiar trebuia să te plimbi pe jos, nu mai aveam aceeași părere, eram... No. No, de ce a trebuit să o faci așa de mare? Cu ce te-ai ajutat? Am înțeles, da, uite, mai șmecher că ai stat să te muncești, să pui o textură una lângă alta, dar... Bine, din fericire că s-au gândit la chestia asta și chiar au făcut ceva tematic, în sensul în care, bă, facem o locație așa cu zăpadă și folosim și noi un vehicul din realitate, adică un snowmobil. Deci, da. Bun, las tu aici astea. Cu ce să începem? Observatorul. Pazul cu observatorul, mă bucur că m-am prins din prima. A fost șmecher. După care, puzzle-ul cu orașul de igluri a fost decentuț. N-a fost cine știe ce, adică doar trebuia să fi colectat câteva cabluri de aici pe acolo care te ajutau ca să faci, practic, să conectezi iglurile între ele și după aia, practic, îl făceau pe la mare unde acolo trebuia să te duci tu. Deși totuși nu mi-am dat o seama. Cred că trebuia să fi scos. Dar nu, că era deja scos în evidență. Aici încerc și eu să mă scuz un pic despre faza aia cu blotor, ciudat, am stat jumătate oră să o caut. Dar n-am scuză, sunt un dobitoc, atapozic, sunt un mare dobitoc. Nu prea, a fost foarte puțin intuitiv, eu cred, chestia asta cu locurile subterane, adică așa cum aș fi fost eu, să mor de nu eram tentat, că să-mi fi luat healing slave-uri și mă duceam de nebun pe acolo și mă băgam prin subteran pentru simplu fapt că nu găseam blowtorch-ul, deci eram în stare să fac chestia asta. Asta este, când ești prost, ești prost, n-ai ce discuta. Și în rest ce-a mai fost? Deci faza cu iglurile, după care practic era nevoie doar să iei un item din fiecare din astea două locații care să te duci la locația principală și să poți să faci acolo puzzle-urile cele finale, cam mai era tot. Da, decentuț, nu zic, chiar a fost bine alambicat, mi-a plăcut... Mai mult, cel mai bine e faptul că în sfârșit se apropie și ei, încearcă să combine cât de mult pot ei toate poveștile care le-au început până acum. Temperance,
Cred că, dacă nu mă înșel, este penultima locație de story din jocul ăsta. Utopia o să fie finalul. Cred. Per total, o locație de story, mă, care chiar mi-a plăcut. A fost puțin dubioasă faza aia cu Blowtorch-ul, dar sincer chiar m-a făcut, m-a intrigat încât să zic, mă, decât să stau să mă joc altceva. Acum filmez tot raftul de acum, din punct de momentul ăsta, că vreau să văd ce urmează. Deci chiar atât de tare m-a intrigat. Plus faptul că parcă când mai aveam eu chef să mă joc așa Raft of Chimera și nu vreau să plec de aici fără să-și făcut toată locația, cam aia era problema. Deci da, aia mi-e frica și nu era motivul principal pentru care vreau să termin în principal locația asta cât mai repede. Ca să pot să plec de aici și să mă distrez un picuț. Puzzle-uri, în materie de puzzle-uri, a fost o locație bunicică, mi-a plăcut, nu au fost nici puzzle-uri grele, dar nici foarte ușoare. Un tip nou de entitate care n-a fost foarte wow, adică, de fapt, nu, două tipuri de entități, și anume ursul, care era puțin tel diferit, să zicem așa, față de urși de la urși de la Balboa și urși de pe insulele normale, parcă nu mai erau, altundeva nu cred că mai sunt urși, nu cred. Puțin tel diferit saiu, să zicem că au mai lucrat un picuț acolo așa când l-au făcut. Și totodată și păianjenia care puțin tel dezamăgitor faptul că nu s-au chinuit și nici măcar un pic să facă un sound effect în plus, adică bă, nu știu ce puteai să adaugi pentru, de fapt nu sunt păianjeni, erau ceva gândași, mutanți, dar nu s-au chinuit nici măcar un picuț să facă o diferență acolo, bă, măcar să-i fac mai, nu știu, mai scârboși, mai așa distorsionați, orice, e exact același sunet ca la șobolani. Ca la șobolanii de la, cum se numește, Vasagatan, Tangaroa și unde mai dat de șobolani? Nu cred că mai dat pe nicăieri. Am dat de șobolan la Caravan Town, nu cred. Nu mai amintesc, parcă nu. Dar mă rog, overall, foarte bine alcătuit și nu atât de complex. Adică două iteme, ai trecut la următorul stadiu, faci acolo puzzle-uri, puțină și chimie. Na, chimie între joc, chimie în joc. Foarte intuitiv totuși, m-am blocat puțin tel, să zicem, dar totuși am dat de cap, cu un mic ajutor totuși de pe internet. Dar mă rog, din nou, nu știu, m-am spus până acum fără a mai prelungi, dacă n-am spus fără a mai prelungi, eu să sper că v-a plăcut acest episod și în sine și locația. Adică, da, șmecher. Așa mai ales, era șmecher dacă prindeam chestia asta pe timp de iarnă, când era așa o leacă de zăpadă pe afară să fie festiv, așa că ninge, zăpadă peste tot, mă plimb cu snowmobilul, bla 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 bla. Mă rog, lăsând asta deoparte, cam atâta va fi cu episodul ăsta. Eu să sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și eu ce să mai zic. O zi frumoasă în continuare vă urez. Bye-bye.